Mai curând, spuneți-ne. Gata? Bună ziua! Uniunea Social-Liberală a ajuns, după discuțiile cu parlamentarii fiecărui partid component al acestei uniuni, după discuțiile dintre noi, conducătorii acestor partide, a ajuns, așa cum anunțasem de săptămâna trecută, la o soluție comună privitoare la formula de protest la nivel parlamentar. Astfel, parlamentarii Uniunii Social-Liberale, fără excepție, se retrag din activitatea uzuală a Parlamentului, în toate formele ei, păstrându-și în același timp mandatul și dreptul de vot pe care să-l activeze în situații de maximă importanță. Cum ar fi decizii sau hotărâri, legi privitoare la alegeri anticipate, moțiune de cenzură, suspendarea președintelui sau modificarea legislației electorale, deci chestiuni care sunt de maxim interes general și chestiuni care pot să vină și să ofere soluție crizei politice în care deja de bună vreme România se află. Parlamentarii Uniunii Social-Liberale își întemeiază pe protestul lor pe atitudinea de până acum și mai ales din aceste zile a puterii, care nu dorește să ia act în fond de caracterul masiv, major al nemulțumirii publice, nu dorește să dialogueze în realitate în căutarea unei soluții politice, încearcă să tragă de timp, încearcă, așa cum am văzut din ultimii săi pași, să păcălească încă o dată alegătorii români, să promită, să mituiască în primă instanță, pe ultimii metri, încă o dată alegătorii români. Ne păstrăm mandatele din motivele politice de care vorbeam, și anume acela de a putea fi capabil, în funcție de evoluția unei situații politice schimbătoare, să servim interesele electoratului nostru printr-un vot decisiv, și de asemenea pentru că legătura noastră în teritoriu, în București, în toată activitatea noastră, legătura noastră cu cei care ne-au trimis în Parlament și de la care avem acest mandat, nu încetează. Este o decizie care are valabilitate, cum spuneam, și va fi aplicată pentru toate partidele din USR și va fi aplicată de toți parlamentarii din Social-Liberale. Și durata ei, ca să preîntâmpin o întrebare, este până la alegeri, anticipate sperăm noi, sau până la momentul în care, în urma unui acord oficial încheiat în vederea unor schimbări majore, în vederea alegerilor anticipate. Aceasta este pe care nu am luat-o doi oameni sau trei oameni, pe care n-am luat-o un singur partid sau altul. Este o decizie care, până la urmă, a fost numitorul comun acceptat de toate partidele și de toți parlamentarii din Uniunea Social-Liberală. Și ceea ce cred că era mai important, și anume ca în aceste împrejurări coeziunea și coerența, solidaritatea acestei construcții, inclusiv la nivel parlamentar, să fie dovedită, s-a dovedit. Asta despre chestiunea cu Parlamentul. Privitor la conținutul, desfășurarea și intențiile cu care merge mâine liderii USR la Bruxelles, la audierea și dezbaterile care au loc cu Parlamentul European, domnul președinte Victor Ponta. Mulțumesc, bună ziua! Aș vrea să explic încă o dată faptul că mâine ne vom afla toți cei trei lideri Uniunii Social-Liberale, la o dezbatere organizată în Parlamentul European de către grupurile noastre politice, o dezbatere care are ca obiect informarea partenerilor noștri europeni, de către noi, oamenii politici, dar și de către reprezentanții independenței societății civile, a acțiunilor guvernului actual, ale guvernului domnului Băsescu și domnului Boc, pe care noi le considerăm derapaje de la standardele europene privind democrația.
Vreau să precizez încă o dată pentru opinia publică și cu speranța că primul ministru Emil Boc va înceta să mintă pe acest subiect și va fi rațional și responsabil. Mâine, Uniunea Social-Liberală nu va cere niciun fel de sancțiune pentru România, pentru că n-ar fi corect pentru greșelile guvernului Boc să se aplice vreo sancțiune românilor. Românii sunt victimele guvernului Boc și nu trebuie să fie sancționați pentru asta. Vom cere un singur lucru, să existe o informare corectă și echilibrată, tocmai de aceea sunt invitați reprezentanții ai societății civile, asupra realităților din România și în același timp ne vom asuma un angajament în fața partenerilor noștri europeni, prin care viitorul guvern al Uniunii Social-Liberale va evita și va elimina din viața politică românească aceste derapaje. Și anume, folosirea abuzivă a angajărilor de răspundere care, practic, duc la imposibilitatea adoptării unor acte normative în Parlament. Mă refer, de asemenea, la alterarea gravă a sistemului electoral, fie prin tentativa celor de la putere de a amâna alegerile locale, fie de a introduce votul prin corespondență sau alte procedee care să ducă la o fraudare masivă a votului. De asemenea, ne vom angaja în mod serios în procesul de depolitizare a televiziunii publice, ceea care și în aceste zile trece printr-o perioadă de abuz politic, așa cum s-a întâmplat și în alte instituții. Știți foarte bine, doamna Culcer, reprezentanta președintelui Băsescu în conducerea televiziunii publice, a fost demisă de Consiliul de Administrație și refuză să plece de bună voie și conform legii din această instituție publică. De asemenea, vom discuta și vom prezenta ceea ce înseamnă folosirea absolută a bugetului public în scopuri politice și electorale, și anume utilizarea fondului de rezervă al primului ministru și a celorlalte fonduri și investiții de la Ministerul Dezvoltării Regionale pe un criteriu strict politic primarilor și autorităților locale care aparțin puterii sau care trădează opoziția în schimbul acestor avantaje financiare. Aceste lucruri sunt realități pe care partenerii noștri europeni trebuie să le cunoască. Noi suntem europeni, nu mergem în Europa. Suntem membri ai Uniunii Europene și în Parlamentul European sunt parlamentarii noștri ai României acolo și reprezintă angajamentul nostru că aceste derapaje vor fi corectate imediat ce Uniunea Social-Liberală, după alegeri, va forma guvernul. Ne vom reafirma cu această ocazie o poziție pe care deja am exprimat-o, dar trebuie exprimată și pe plan internațional, și anume decizia Uniunii Social-Liberale de a sprijini eforturile României, nu ale Guvernului României, ci ale României, de a intra în spațiul Schengen, de a îndeplini toate criteriile prevăzute în mecanismul de cooperare și verificare, de a asigura o independență funcțională și reală a ceea ce înseamnă structuri de combatere a corupției. Sunt angajamente foarte clare pe care le luăm în fața partenerilor noștri europeni, nu doar în fața electoratului român, ținând cont de faptul că ne dorim alegeri anticipate, că în cel mai rău caz pentru România, nu pentru noi, pentru USL, alegerile vor avea loc în noiembrie și așa cum relevă astăzi sondajele făcute de apropiația ai puterii actuale, diferența în percepția publică și în intenția de vot este atât de mare încât USL-ul este obligat să se pregătească serios pentru guvernare. Există o singură temere în ceea ce mă privește și împărtășită de colegii mei, că în momentul în care vom fi la guvernare, principalul partid de opoziție va fi un partid extremist, un partid anti-european, care, iată, crește în sondaje și probabil în intenția de vot, tocmai din cauza incapacității celor de la putere de a accepta lucruri raționale. În rest, vreau să vă reconfirm că joi dimineață, împreună cu domnul Daniel Constantin și cu ceilalți colegi liberali și social-democrați, vom avea o întâlnire cu delegația FMI, a Băncii Mondiale și a Comisiei Europene,
ca să discutăm și despre ceea ce se întâmplă în perioada imediat următoare. Am văzut că guvernul speriat de sondaje începe să dea vești bune, sper să fie adevărate, dar și de a asigura decizia noastră ca imediat ce ne aflăm la guvernare să asigurăm stabilitatea economică și financiară a României, aplicând în același timp politicile publice ale USL de creare de locuri de muncă, de reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, de introducerea TVA-ului diferențiat pentru produsele agricole și de supravegherea investițiilor publice pentru a se elimina factorul politic și clientelar din folosirea acestor. Mulțumesc, domnul Constant. Da, legat de posibilitatea măririi de pensii și salarii, așa cum angajau astăzi o parte din membrii Partidului Democrat Liberal, Uniunea Social Liberală a luat act și considerăm că aceste declarații nu sunt altceva decât simptomele unui regim care se apropie de final. Așa cum am văzut și în anul 2000, în anul 1989, când Ceaușescu atunci, într-o disperare de cauză, încerca să-și adune populația, spunând că mai 200 de lei la salariu. Mi-aș fi dorit și ne-am fi dorit ca aceste declarații și această posibilitate de mărire de pensii și salarii să fie rezultatul unei analize serioase pe bugetul anului 2012 și nu rezultatul unei degringolade care domină Partidul Democrat Liberal și o încercare într-un final de mituire a electoratului prin o promisiune care deocamdată nu știm dacă se va transforma în realitate. Din discuțiile pe care am avut cu Fondul Monetar Internațional în anul 2011, la ultima listă pe care a avut-o în România, s-a pus problema și am și spus atunci în conferință de presă că există un spațiu de mărire, vom vedea de cât este vorba, de 2, 3, poate 5%, cu condiția ca acești bani să fie în buget. Probabil că până acum acești bani nu au fost în buget pentru că se pregăteau foarte mult cei de la guvernare de campanie electorală și atunci nu puteau renunța la contractele cu cei care sprijină campania electorală pentru Partidul Democrat Liberal în special. Probabil că acum vor face o excepție, vor renunța la aceste contracte și se vor găsi, să sperăm, bani pentru măririle de pensii și salarii. Așa cum am spus, aceste măsuri puteau fi evitate încă din anul 2010, atunci când au fost luate, la fel cum credem că putea fi evitată și mărirea de TVA la 24%, o măsură care, alături de tăierea de pensii și salarii, n-a făcut altceva decât să mute pe unii populației costul trecerii României prin această perioadă de criză economică. Am spus întotdeauna că sunt măsuri alternative, important este să existe voință politică și cred că ar mai fi de subliniat un singur lucru. Așteptăm o reacție din partea celui care conduce cu adevărat Guvernul României, domnul Traian Băsescu, vis-a-vis de declarația pe care a făcut-o anul trecut. Cred că vă amintiți bine atunci când spunea că încearcă, prin acordul cu PMI și prin ceea ce face vis-a-vis de guvern, să protejeze România de un populism de creșteri și salarii în anul 2012. Iată că acum cei care îi sunt subordonați nu fac altceva decât să se arunce, din punctul nostru de vedere, într-o acțiune de populism, care pentru că nu mai poate fi acceptată de nimeni și în special de electorat. Electoratul nu cred că se mai mulțumește cu o mărire de pensii și salarii de 2, 3, 5%, din informațiile noastre va fi de 5%, ci va accepta o creștere sănătoasă a unui guvern responsabil care va face ceea ce promite. Și nu va veni pe ultima 100 de metri pentru a recâștiga ceea ce au pierdut în acești 3 ani în care nu au făcut altceva decât să asuprească cetățenii. Perfect de acord cu declarațiile domnului Constantin, aș sublinia în completare o nuanță. Din mai 2010 și până astăzi, am spus mereu acestor guvernanți și opiniei publice că se putea și altfel. Care nu se regăsesc nicăieri, în ciuda minciunilor repetate ale puterii, nicăieri în Europa. Că aveam posibilitatea și aveau posibilitatea să nu producă dramatice scăderi de venituri sub limita acceptabilă, sub masca austerității. Au spus mereu că nu se poate altfel. Au spus mereu că este exact ceea ce trebuia să facă și nu se putea o centimă mai mult. Astăzi, nu știu dacă se vor ține de cuvânt sau nu. Știm cam cum se ține de cuvânt, dar fie și prin această discuție, astăzi se află la strâmtoare, se dovedește faptul că noi am avut dreptate. Se dovedește faptul că un guvern, un președinte, cărora ar fi păsat cât de cât de suferința oamenilor, de nevoile oamenilor, și din sectorul bugetar și din sectorul privat,
s-ar fi străduit să câștige fiecare sau să păstreze fiecare leu în plus pentru veniturile acestor oameni. Și asta se dovedește că n-au făcut-o și asta se dovedește că și-au bătut joc de acești oameni pe care nu-i credeau capabili niciodată să reacționeze. Da. Dacă îmi permiteți o întrebare de la, la care aș dori răspuns de la fiecare dintre dumneavoastră, care este poziția noastră în legătură cu faptul că domnul Adrian Stase a fost condamnat astăzi la închisoare într-unul dintre dosare? Bun. Eu o să vă răspund primul, dar până atunci mai sunt două. Da, mai sunt două subiecte importante. N-am apucat doar să mă întâlnesc cu domnul Franks la o dezbatere la Parlament. N-am apucat să-l întreb dacă Guvernul României a venit și cu o fundamentare a acestui anunț al domnului Frunză Verde, care știu că nu este membru în Guvernul României. Dacă 5% va fi creșterea pentru întregul fond de salarii și cel de pensii, dintr-un calcul foarte rapid, nu știu exact ce a vrut să spună domnul Frunză Verde sau care este mandatul domnului Boc, înseamnă o implicație de aproape 1% din PIB. Deci undeva spre 1 miliard de euro. Dacă acest miliard de euro se taie din alte cheltuieli, noi tot timpul propunem de la fondul de rezervă al primului ministru sau de la Ministerul Dezvoltării Regionale, că acolo sunt cei mai mulți bani cheltuiți inutil, atunci e un lucru bun și îl vom susține. Dacă se va mări deficitul calculat pentru acest an, trebuie de asemenea avut în vedere perspectiva modificată de creștere economică, pentru că FMI-ul a spus că vom avea creștere economică mai mică decât s-a calculat inițial și atunci înseamnă că și deficitul va fi mai mare. De aceea cred că declarații de acest gen, chiar dacă sunt făcute de un om politic care nu are responsabilități guvernamentale, domnul Frunză Verde, obligatoriu ca să fie luate în serios, trebuie să aibă în spate un tip de fundamentare și, v-am spus, din perspectiva noastră, se pot da 5%, poate chiar mai mult. E important să spui de unde iei acei bani. Dacă iei de la Ministerul Dezvoltării, noi vom vota. Ne vom întoarce în Parlament să votăm o asemenea lege. Dacă se taie iarăși de la educație și sănătate, evident că vom fi împotrivă. Trebuie să purtăm o discuție serioasă pe această temă, altfel rămâne o simplă dezbatere de presă. În al doilea rând, a doua precizare, am discutat cu specialiștii noștri. Anunțul făcut ieri de președintele Băsescu, referitor la liberalizarea pieței gazelor, este un anunț extrem de, nu vreau să spun periculos, dar extrem de ciudat. Dacă vorbim de protejarea populației, care de altfel oricum consumă mai puțin de 25% din gaze, există programe discutate cu producătorii care pot duce la protejarea populației mult după 2016, așa cum a promis domnia sa. Dacă este vorba de protejarea intereselor unor firme private care cumpără gaz, și recent am văzut cazuri de corupție care duceau evident fie la domnul Videanu, la doamna Udrea, până la urmă au dus doar la un fost președinte al PSD-ului, că așa se întâmplă în România, atunci noi ne vom opune, pentru că bani de afaceri pentru sponsorii președintelui Băsescu nu pot fi dați într-un program pe care Uniunea Europeană și, în general, producătorii mondiali îl cer de liberalizare a pieței și a prețurilor în zona aceasta. În al treilea rând, pentru că știam că e important pentru dumneavoastră, am luat act de verdictul instanței și evident că e un verdict care mă dezamăgește. Dincolo de partea subiectivă, sunt convins că există elemente în acești 7 ani care să arate presiuni politice și încălcări ale unor proceduri normale. Sunt convins că domnul Năstase va face recurs și că va putea să obțină un verdict de nevinovăție în recurs. Până atunci, voi fi la fel de reținut în declarații, cum am fost și în urmă cu o lună, când a fost achitat domnul Năstase, tot în primă instanță, într-un dosar. Domnul Antonescu, spuneați că dacă va fi o sentință, să aveți răbdare?
Vreau să vă întreb dacă vă mențineți punctul de vedere. Colega dumneavoastră, un colega, m-a pus o întrebare. Dacă renunță, eu n-am. Nu renunță. Noi avem fiecare dintre partidele noastre, în orice caz Partidul Național Liberal, dacă ne-ați întrebat pe rând, atunci eu să vorbesc cu numele partidului, o serie de valori, de principii și de criterii foarte clare, pe care le-am susținut și le-am aplicat întotdeauna în activitatea noastră politică. Inclusiv la raporturile între politic și justiție. Și aceste valori, de la care nu ne-am abătut și nu ne abatem, aceste principii, sunt deopotrivă prezumția de nevinovăție cu respectarea tuturor sentințelor judecătorești, indiferent de conținutul lor, sunt deopotrivă hotărârea de a nu obstrucționa niciodată și cu nimic mersul corect, normal al justiției, ca și apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, de care oricine, inclusiv un politician, se duce. În sensul acesta, noi nu comentăm în acest moment cele petrecute. Suntem convinși că atât domnul Adrian Năstase, cât și Partidul Social Democrat vor lua deciziile nimerite și conforme cu aceste principii care consider că ne unesc și pentru care sau pe baza cărora suntem și vom rămâne aliați. Spuneați săptămâna Nu știam că doriți să... Eu nu doresc neapărat, colega dumneavoastră m-a întrebat. Mie mi-e foarte greu să spun. O bătălie aici, dar cred că sunteți de la același trus, nu? Nu sunteți New Zealand și realitatea? Sau care, cum v-ați împărțit? Să facă nevoie ce mă rog cu Dumnezeu să mă dea. Bine, vă puneți de acord totuși înainte să veniți, dacă tot lucrați în aceeași instituție. Având în vedere că sunt opinii divergente, chiar și în același trus, vă rog să nu ne mai criticați când aveți și opinii divergente câteodată. Dar mie mi-e foarte greu să... Mai rar ca ei. Mai rar ca ei. Mi-e foarte greu să comentez acest verdict, pentru că nu cunosc foarte bine dosarul. În momentul de față, personal, am mult mai multe lucruri de făcut decât să mă documentez vis-a-vis de numeroasele file pe care le are dosarul domnul Năstase, din câte am înțeles. Am convingerea că domnul Năstase va face recurs. În momentul de față, din câte știu, sunt mii de decizii care au fost infirmate după recurs. Deci este foarte posibil. Avem, ca să spun așa, doar prima repriză a unui meci. Așteptăm și repriza a doua ca să vedem verdictul final. Dincolo de acest lucru, democrat, vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla în continuare și discuțiile pe care probabil le vor avea și deciziile pe care le vor lua în interiorul partidului. Și nu privesc Partidul Conservator, nici atât Uniunea Social Liberală. Aș mai vrea să adaug un subiect, dacă îmi permiteți, știu că vrea să întrebați tot pe această temă. Așa cum în aceste zile cei de la putere ne-au demonstrat că la presiunea străzii, iată, au făcut mulți pași înapoi, începând cu cazul Arafat, continuând cu taxa auto, de ce nu, continuând astăzi și cu pensii și salarii, am convingerea că se vor lumina și în ceea ce înseamnă detensionarea totală a situației în care se află România în momentul de față și vor lua decizia înțeleaptă, înțeleg că și astăzi am discutat, de a organiza alegerile anticipate într-un termen cât mai scurt. Cred că deciziile de astăzi și acțiunea pe care l-a avut astăzi se încadrează și vor conduce până la urmă la ideea rezonabilă, nu neapărat o idee asupra căruia apresează opoziția în momentul de față, dar considerăm și sunt convins că vor considera și dânsii că este singura ieșire din situația actuală în care se află România, grea din punct de vedere social, în primul rând. Îmi dați voie să pun și o întrebare pe care o doream colegul, nu? Da. Dacă tot nu suntem din același trus. Acum câteva zile, am fost, da? N-am zis nimic. Acum câteva zile ați spus la TVR că în cazul lui Adrian Năstase, dacă se dovedește că are o problemă cu justiția, iar asta se dovedește acest lucru, ar trebui să facă un foarte mare pas în spate de pe scena politică. Chiar și în cazul unei condamnări care nu este definitivă. Discutăm despre 2 ani de închisoare. Nu cu suspendare, ci cu executare. Afirmația? Asta e, nu e întrebare, dar simt, pune eu să-mi întrebări, da? Bun. Dacă vă mențineți același punct de vedere. Afirmația exactă pe care am făcut-o în cursul acelei discuții,
are valabilitate generală și am spus că în cazul oricui, că îl cheamă Adrian Năstase, că îl cheamă Antonescu, că îl cheamă Turturică, dacă aș ști exact cum vă cheamă, v-aș pune spre urmă în ăsta. Eu cred că se impun în anumite situații anumite gesturi. Asta cred, asta am spus și asta cred în continuare. În schimb greu genul acesta de convingere. Deocamdată însă, noi discutăm despre o chestiune care este, ne interesează pe toți și e important ce atitudine avem pentru toți. Dar atitudinea este o problemă acum a domnului Adrian Năstase și a PSD-ului și așteptăm poziția domnilor lor. Nu are niciun rost, nu am nicio calitate și nicio dorință să spun eu PSD-ului sau cuiva ce trebuie să facă. Atâta vreme cât sunt convins că știu ce trebuie să fac. Nu. Nu. Dăunează imaginii acest nu. Dosar și această sentință acum? Nu știu, n-am calculat. Credeți că am făcut un calcul? A beneficiat domnul Năstase de o imagine pozitivă atunci când a fost achitat în dosarul precedent? E adevărat, dar nu l-am pus din nou prim-ministru sau președinte al țării. Că știți cum? Dacă l-a achitat, trebuia să-l pune președintele țării în locul domnului Băsescu, nu? Păi nu, dar se aplică numai invers? Mai țin minte că prietenii din PDL ai domnului Năstase spuneau că n-are nicio valoare prima instanță, că îi așteaptă în recurs. Sper că nu s-au răzgândit între timp. Ne așteptăm la o analiză la nivel de imagine? Nu. Dacă recursul va tergiversa și nu veți avea o prea repede un verdict final, parându-te luna de azi... Dar eu nu știu când se va judeca recursul, nu dețin asemenea informații. Mulțumim mult de tot. Mai interesează și altceva? Nu pot să, credeți-mă, nu, surprindeți-mă. Despre creșteri sănătoase, nu doar de 5%. Aveți în vedere, într-o guvernare viitoare, creșteri sănătoase? Avem în vedere, într-o guvernare viitoare, creșteri sănătoase și avem în vedere, într-o guvernare viitoare, să vedem și ce creșteri nesănătoase au fost în asta de acum. Inclusiv la nivelul unor trusturi. Deci suntem pentru sănătate, domnule. Acum și totdeauna. Legat de protestul noastră, am spus că deranjează termenul de greu parlamentar. Nu, n-am spus că ne deranjează, dar ca să fie foarte limpede pentru opinia publică, faptul că nu este o manifestare de o zi, două, trei, limitată la o anumită lege, la o anumită dezbatere sau la o durată foarte scurtă, pentru că am mai avut asemenea episoade de grevă parlamentară, am preferat să folosim alte. Așa că, în calcul ce se întâmplă cu cei care trăiesc totuși din indemnizație, înțeleg că sunteți de acord la nivelul USL-ului ca dacă tot faceți un protest, acei oameni care nu se duc totuși la muncă să nu primească indemnizația. Ce faceți cu suma forfetară? Ce faceți cu parlamentarii noștri nu vor încasa personal drepturile bănești care îi se cuvin lor. Să deosebim, da, între cabinetul parlamentar care funcționează, repet, pentru legătura lor cu alegătorii și care nu înseamnă bani pe care ia sub nicio formă, că sunt pe actă, da, parlamentarul și drepturile sale bănești. La asta renunțăm. Ce vor face cei care, și există astfel de colegi, eu sunt unul dintre ei. Nu au altă sursă de venit decât asta. Păi vor face ce fac atâția șomeri din România, care temporar n-au de muncă. Se ajută cu familia, se ajută cu prietenii. Asta vom face. Cred. Nu vă enervați! Nu vă enervați! Nu vă enervați! Sunt cazuri de familie. Uitați pe copii. O domnișoară, o doamnă, haideți, hai să facem o chestie. Vreau să vă întreb dacă o să vă împrumutați. Sunteți cu domnul sau? Cu domnul de acolo, da? Vă rog. Haideți că totuși vrem să discutăm chestiuni serioase. Dumneavoastră puteți rămâne aici și vă puteți face treaba de frumos. Noi vorbim despre decizii politice. Când am organizat un meeting al opoziției, l-am anunțat în condițiile cât se poate de legale și transparente și dacă o să mai organizăm, o să vă anunțăm. Dar aveți în vedere o asemenea variantă să organizați un meeting al parlamentarilor opoziției în fața parlamentarilor? Eu v-am
comunicat tot ceea ce am decis. Mai mult ar fi un număr infinit de întrebări în legătură cu lucruri pe care nu le-am decis și dumneavoastră să mă întrebați dacă le-am decis sau nu. Și mai să vă întrebați ceva. Există colegi care sunt în aceste momente nemulțumiți de faptul că nu-și vor mai Sigur primi? Că da. Sigur că da. Da, eu am vorbit cu câțiva dintre ei și o să găsim soluții. Important este că noi trebuie să facem un gest politic foarte clar. Și dacă acest gest este dus până la capăt, sper să obținem o soluție rațională din partea celor aflați la putere, cei care au în acest moment acces la banii țării și îi folosesc în interes personal. Iar soluția, singura soluție normală, într-o țară normală, sau care își caută drumul înapoi spre normalitate, este să ne întoarcem ca oamenii să decidă cine să mai fie parlamentar și cine nu, cine să conducă țara la guvernare și cine nu, cine să fie președinte al României și cine nu. Acesta este obiectivul nostru politic și este un gest radical, este un gest care, bineînțeles, nu se face cu unanimități. Pentru că unanimitățile nu sunt întotdeauna cele mai bune, dar pe care îl propunem grupurilor noastre parlamentare, punând în balanță toate avantajele și dezavantajele. Domnul Fluturi de la PDL a afirmat să fie sănătos. Că acest proiect al opoziției în Parlament nu înseamnă decât o omologare a chiulului în legislativ. Cum replicați? Eu nu replic domnului Fluturi. Nu am ce treabă cu tovarășul Fluturi. Eu am spus aici și vorbesc pentru dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră pentru cetățenii care sunt interesați ce și de ce face opoziția. Tovarășul Fluturi să aibă în grijă bunul Dumnezeu și statistica. Vorba prima. Moțiune de cenzură. Mulțumim foarte mult. Stați ușor că vă interesează de împrumut. S-ar putea să mă și împrumut. Dar nu cu milioane la bănci pentru care după aia să fac reclamă. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Înțelege, dar nu poate să...